Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Autoritățile iau în calcul carantinarea municipiului Târgu Jiu. Burlan mai vrea un mandat în fruntea CEO. Pandurii singura echipă cu o victorie din Liga Secundă. Gorjul se apropie de incidența de 2 la 1000. Potrivit ultimelor date transmise de autorități, rata de infectare la nivelul județului în prezent este de 1,95 de cazuri la 1000 de locuitori. De asemenea, rata de infectare în municipiul Târgu Jiu este de 3,64 la 1000. Cosmin Bistol, prefectul județului, a precizat că în cazul în care situația se va înrăutăți, ia în considerare carantinarea orașului. Iau în considerare, odată ce se va depăși indicele de 4 la 1000, să carantinăm, și o spun pentru prima dată public, municipiul Târgu Jiu. Uitați-vă ce s-a întâmplat în alte județe, în alte municipii, reședință de județ, unde nu s-a intervenit și au pierdut situația de sub control. În urma tragediei de la secția de terapie intensivă a Spitalului Județean din Piatra Neamț, autoritățile au demarat o serie de controle la spitalele din județ. Potrivit lui Cosmin Pistol, în primul rând se va verifica dacă acestea au autorizație de securitate la incendiu. Pe săptămâna asta se desfășoară controle în tot județ, în toate spitalele, pe secțiile de ATI din județ. Ce se verifică mai exact? Dacă au autorizație ISO și dacă sunt conform incendiilor, dacă sunt prevăzute măsuri de respectare a autorizațiilor la incendii și dacă există aceste autorizații. Există o temere pentru că sunt structuri vechi și oricând pot să apară situații neprevăzute. Tocmai de aceea s-au fost dispuse aceste controle, ca să se evite ceea ce s-a întâmplat la Piatra Neamț. Spitalul din Ovaci, care tratează pacienți COVID cu forme mai ușoare, funcționează fără autorizație de securitate la incendiu. Pistol spune că se vor lua măsuri urgente. Este un spital care tratează pacienții confirmați pozitiv. Se vor lua măsuri pentru a se remedia de urgență aceste aspecte. În Goș mai sunt și 4 localități fără niciun caz de COVID în ultimele 14 zile. Acestea sunt Licuricile, Lești, Bolboș și Bărbătești. De la începutul pandemiei și până în prezent, la nivelul județului, aproximativ 3800 de persoane au fost confirmate cu noul coronavirus. Pandemia de coronavirus i-a făcut pe români să facă tot mai multe cumpărături în mediul online. Poliția Română transmite o serie de recomandări pentru ca toate cumpărăturile online să fie desfășurate în siguranță. Niciodată nu trebuie să plătiți în avans bunurile comandate prin internet de la persoane necunoscute. Trebuie folosit un serviciu de curierat cu plata ramburs ce permite deschiderea coletului la primire. De asemenea, trebuie să cunoașteți situația financiară de pe card atât înainte de a efectua o tranzacție, cât și după. Este posibil ca uneori să vă fie încasată mai mult decât suma de pe factură, fără a vă da seama de acest lucru. Printre cele mai întâlnite fraude online sunt vânzările fictive, adică postarea de anunțuri de vânzare online, iar ulterior, după convingerea cumpărătorilor să transfere sumele de bani solicitate, bunurile nu mai sunt livrate. De asemenea, cumpărătorii pot primi pe e-mail mesaje care par a fi trimise de firme sau persoane de încredere, însă adresele de e-mail ale expeditorilor sunt modificate astfel încât să pară că sunt legitime. Evitați operatorii economici care nu afișează date de contact complete, adresă, telefon, cod unic de identificare fiscală, etc. și care se rezumă la o simplă adresă de e-mail. Aveți grijă dacă accesați o pagină web care conține greșeli gramaticale. Dacă se cumpără bunuri de la persoane fizice, trebuie cerute documente de proveniență ale acestora, factura sau bonul fiscal cu care a fost cumpărat inițial produsul de la magazin și certificatul de garanție emis de producător. Printre cele mai întâlnite fraude online sunt vânzările fictive, adică postarea de anunțuri de vânzări online, iar ulterior, după convingerea cumpărătorilor să transfere sumele de bani solicitate, bunurile nu mai sunt livrate. Au rămas mai puțin de 3 săptămâni până la alegerile parlamentare. În acest sens au fost stabiliți președinții și locțiitorii birourilor electorale ale secțiilor de votare. Desemnarea președinților și locțiitorilor a avut loc prin tragere la sorți. Cei care nu pot onora această sarcină sunt rugați să depună o cerere de retragere pentru a putea fi înlocuiți. A avut loc extragerea președinților și locțiitorilor secțiilor de votare.
A fost extragere computerizată în prezența reprezentanților autorității electorale permanente, biroului electoral județean, dar și a instituției prefectului județul Gorj. Au fost extrași și în toate secțiile de votare, cele 331 de secții de votare. Acum așteptăm confirmarea tuturor, atât a celor a președinților, cât și a locțiitorilor, iar cei care doresc să se retragă o pot face printr-o cerere depusă la autoritatea electorală permanentă, în care să motiveze și condițiile sau motivul pentru care se retrag. Amintim că alegerile parlamentare vor avea loc pe data de 6 decembrie. În județul Gorj vor fi amenajate 331 de secții de votare. Managerul CEO Daniel Burlan a făcut public faptul că va participa la selecția de noi membri pentru directorat. Daniel Burlan este de părere că este necesar ca echipa care a propus planul de restructurare a CEO 2021-2025 să se regăsească măcar în parte în conducerea companiei, dat fiind faptul că știe despre ce este vorba și sunt termene care vor fi asumate în fața Comisiei Europene. La Comisia Europeană a fost trimis un plan care vizează restructurarea subunităților miniere și închiderea unor grupuri energetice pe bază de lignit. Capacitățile de producere a energiei electrice pe bază de cărbune vor fi reduse cu 45%. Va fi redus și numărul de salariați până în 2026 cu aproape 5.000 de persoane. În plan este prevăzută construirea a 3 grupuri pe gaze naturale și a unor parcuri fotovoltaice. Rata șomajului la nivelul județului Gorj este în creștere raportată la luna anterioară. Astfel, la ora actuală, rata șomajului este de 3,80% față de 3,67% în luna octombrie. Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj, numărul de șomeri este în momentul de față de 5.159, din care 2.152 sunt persoane indemnizate și diferența neindemnizate. Potrivit lui Romeo Chiriac, directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj, rata șomajului rămâne în continuare cea mai mică din Oltenia, unde media este de 5,25%. Astfel, rata șomajului în celelalte județe este următoarea: Dolj 6,65%, Mehedinți 6,20%, Olt 5,87% și Vâlcea 3,90%. Lasă finețea la o parte, este îndemnul lui Danilie Morega, președintele IAIPP Gorj, pentru Cosmin Pistol, prefectul județului. Morega spune că prefectul trebuie să se implice în toate problemele județului, el fiind reprezentantul guvernului în teritoriu. Președintele IAIPP Gorj îi recomandă lui Pistol să aibă o atitudine mai dură pentru a-și da seama de neregulile care sunt la nivelul județului. Danilie Morega îl apreciază pentru pregătirea profesională pe care o are și este sigur că va avea soluții foarte bune pentru gorjeni. Eu recomand actualului prefect, domnului doctor în economie Pistol Cosmin, să pună mâna, să lasă finețea la o parte, pentru că pregătire profesională are. El a ocupat funcții în sistemul bancar la Timișoara, toate prin concurs, și a avut funcție de conducere. Deci mintea-l duce. Lasă, dragă Cosmine Pistol, la o parte finețea, că în Gorj nu se poate așa ceva, și scoate sabia la cei care fură, la cei care subtilizează banul public, fie de la Consiliul Județean, de la primării și așa mai departe. Morega îi sugerează lui Cosmin Pistol să țină cât mai multe conferințe în fața gorjenilor și să le demonstreze că merită ca aceștia să-i acorde toată încrederea. Descopere toate scrocheriile și ieși cu ele în fața electoratului. Fă, te rog, ceea ce am făcut și eu când am fost prefect, conferințe de presă, și spune-le oamenilor adevărul, spune-le ce faci, spune-le ce ai făcut, spune-le cum stopezi corupția și hoția care a terminat Gorjul și România. Toți prefecții s-au prelevat până acum că nu le permite legea. Hai să tir, domnilor, incompetenți și incapabili. Cosmin Pistol a fost numit prefectul județului Gorj în urmă cu 4 luni. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj anunță o creștere a numărului de subvenții acordate angajatorilor. În ultima lună, numărul subvențiilor acordate s-a dublat.
Astfel, de la 609 convenții încheiate cu angajatorii din județul Gorj s-a ajuns la 1200. În baza documentelor încheiate cu firmele din județ se plătesc indemnizații pentru încadrarea de persoane de peste 45 de ani sau de absolvenți de liceu și studii superioare. Este de amintit că au fost semnate și convenții cu firme care au angajat 32 de persoane cu vârsta de peste 50 de ani. Subvențiile ajung și la 2500 de lei lunar de persoană pentru 12 luni. Romeo Chiriac a declarat că se achită și indemnizația aferentă șomajului tehnic și că așteaptă ca în perioada următoare numărul de solicitări pentru șomajul tehnic să crească, având în vedere reducerea activității sau închiderea sectorului Horeca. Motrenii se confruntă cu o situație nemai întâlnită până acum și asta pentru că au o datorie la fisc de 3 milioane de lei. Cosmin Morega, primarul municipiului Motru, consideră că toți locuitorii trebuie să știe situația actuală a orașului. Cosmin Morega, primarul municipiului Motru, a declarat că datoriile s-au acumulat pe mai multe luni și problema principală este că nu sunt lichidități pentru a putea fi plătite. Ne apropiem undeva în jur de 3 milioane de lei, adică 30 de miliarde. Asta înseamnă dări la bugetul de stat, taxe și impozite locale la bugetul de stat. Datorile s-au acumulat pe mai multe luni de zile. A permis și legea acest lucru, având în vedere situația aceasta cu COVID, ca să le reeșalonez. Dar până la urmă nu asta este problema cu eșalonarea, problema că nu sunt lichidități. În acest sens am făcut încă o revenire la un demers al OAT-ului Motru cu privire la aprobarea din rezerva de stat a sumelor necesare achitării acestor debite pentru a putea funcționa în condiții normale în viitor. Acesta a mai spus că dacă primăria nu va beneficia de un ajutor, municipiul Motru riscă să intre într-un colaps financiar. Primăria municipiului Motru riscă să intre într-un colaps financiar. Știm cu toții că suntem păsuiți o anumită perioadă, după care vom fi obligați să le achităm. Practic vor urma acele tomați înștiințări de plată și chiar de ce nu executarea sau opririle pe cont. Cosmin Morega susține că trebuie să fie o transparență în activitate primăriei, iar toți cetățenii trebuie să știe situația municipiului. Și la OATA Motru se așteaptă sumele necesare pentru funcționarea în siguranță a uzinei, dar și pentru a se putea face plata salariilor pentru angajați. Va trebui să fie transparență maximă la primăria Motru pentru a cunoaște cetățenii și persoane fizice situația exactă și clară și la zi a activității și a situației economice a noastră a primăriei. Și acest lucru m-a făcut ca să aduc la cunoștință. Mai mult, avem acea problemă cu OATA, unde în continuare așteptăm acele sume de bani, 96 de miliarde, tot sume necesare pentru funcționarea în condiții optime, achiziționarea de păcură, cărbune și plata salariilor și altor datorii către persoane juridice. Deci n-am făcut-o ca să mă plâng, ci practic am făcut-o pur și simplu pentru a fi cât mai transparent și a înțelege și cetățenii cum stăm și cum este situația la primăria municipiului Motru la această dată. Sumele de bani promise de guvern pentru uzina de agent termic din Motru sunt așteptate ca pâinea caldă. Cosmin Morega spune că are convingerea că cele 9,6 milioane de lei vor ajunge la timp și uzina de agent termic de la Motru se descurcă destul de greu din punct de vedere financiar. Pentru că iarna se apropie cu pași repezi, reprezentanții administrației locale din Stejari au început deja pregătirile, astfel încât primii fulgi de nea să nu îi prindă nici de această dată pe picior greșit. Robert Păiuș, primarul comunei, dă asigurări că și anul acesta va fi pe poziție, astfel încât să întâmpine sezonul de iarnă așa cum se cuvine. Dat fiind faptul că ușor se apropie și anotimpul iarna care începe să-și intre în haine, eu cred că, la fel ca în anii anteriori, ne-am prezentat onorabil și ne-am descurcat spre nota 10 de fiecare dată și anul acesta vom fi pe poziție să întâmpinăm anotimpul iarna așa cum se cuvine, să nu fim prinși ca mai mari noștri conducători în offside. Păiuș a arătat indignarea față de guvernanții care îndeamnă oamenii să iasă la vot și nu să sărbătorească Ziua Națională a României. Da, fiind faptul că în momentul de față ne aflăm într-o situație un pic diferită față de anii anteriori, cred că o să trebuiască o organizare bine implementată și o să mă sfătuiesc și cu consilierii mei, o să mă sfătuiesc și cu colegii mei și sincer să fiu, cred că nu, pentru că mi se cere doar să ieșim la vot și după aceea să stăm pe carambul, să stăm în casă. E mai important vot decât omul. Ziua Națională a României va fi sărbătorită anul acesta fără tradiționala paradă militară de 1 decembrie din cauza pandemiei de coronavirus. După runda cu numărul 12, Pandurii a rămas pe ultimul loc în clasament. Trupa lui Călin Cojocaru a bifat doar o victorie în acest sezon.
Aerostar Bacău, formația care era la egalitate cu Pandurii înainte de meciul cu Petrolul Ploiești, a zdrobit luni seara echipa din Prahova. Oaspeții s-au impus cu 4-1 într-o partidă disputată la Mogoșoaia. Imediat după meci, reprezentanții trupei moldave și-au exprimat încrederea că FRF îi va da dreptate și în recursul cu viitorul Târgu Jiu. Gorjenii au câștigat la Masa Verde, partida care a fost amânată de 2 ori și în care Aerostar era gazdă. Formația din Bacău are acum 7 puncte în clasament din 11 meciuri, în timp ce Pandurii a rămas cu 4 puncte. Lider în Liga Secundă se menține echipa gorjeanului Dan Vasilică, FCU Craiova. Totuși, trupa doljeană nu a mai câștigat de 3 etape, în care a reușit doar rezultate de egalitate. În ultima rundă, formația care joacă la Severin a remizat cu Gloria Buzău, scor 1-1. În runda viitoare, Pandurii joacă tot pe teren propriu cu CSM Slatina. Gorjenii vor fi lipsiți de aportul antrenorului Călin Cojocaru, trimis în tribune la meciul cu Viitorul. Formația lui Flaviu Stoican se deplasează la Turis Oltu Turnu Măgurele, în timp ce FCU Craiova merge la Unirea Slobozia. Formația CSM Târgu Jiu și-a aflat adversarele din noua ediție de campionat. Fetele conduse de Liviu Andrieș au fost repartizate în seria B alături de CSU Oradea, CSU Reșița, CSU Timișoara, CSM Deva, CNE Sfântul Gheorghe și CS Gloria 2018 Bistrița Năsăud. Competiția se joacă în sistem turneu, iar oficialii clubului nostru vor ca și sala polivalentă din Târgu Jiu să fie una dintre gazdele întrecerii. Expertul secției de handbal Dan Ilieș a declarat că urmează meciuri foarte dificile pentru gorjence, dar fetele sunt nerăbdătoare să intre pe parchet. E o grupă, zic eu, cred că cea mai grea grupă, deoarece jucăm cu echipe de tradiție, cum e Oradea, Timișoara, Reșița, Deva, Gloria Bistrița și Centrul Național Sfântul Gheorghe. Cele două din urmă, Gloria Bistrița și Centrul Național, nu pot să promoveze, dar mă dau seama că o să fie meciuri dificile cu cele două formații. Noi mergem cu gândul de a câștiga grupa, o să vedem exact ce se întâmplă. Ținând cont de faptul că am început pregătirea încă din iulie, sunt nerăbdătoare să joace și chiar și noi suntem nerăbdători să le vedem la treabă într-un meci oficial, să vedem exact unde suntem și cine ar mai trebui. Noi ne-am arătat intenția, am vorbit cu cei de la federație și am spus că putem să găzdim, putem să spunem toate dotările pe care noi le avem aici și ne putem implica pentru a găzdui un turneu. Cred că ar fi un prilej bun pentru orașul nostru să vină undeva la 200 de oameni. Mă dau seama, e important și pentru cazări. Vin bani în oraș, ar fi un lucru benefic. Primele 4 etape sunt programate în perioada 2-5 decembrie. În actuala stagiune din divizia s-au înscris 20 de echipe care au fost împărțite în 3 serii. Primele 2 clasate din fiecare serie și cele mai bune 2 echipe de pe locul 3 se vor califica la turneul final. Electoral. Iulian Popescu, candidatul la Camera Deputaților din partea liberalilor gorjeni, se află pe locul 3 pe listă și își dorește o schimbare radicală a județului. Tânărul antreprenor cu o vastă experiență în accesarea de fonduri europene susține dezvoltarea și transformarea Gorjului. Iulian Popescu a candidat pentru șefia Consiliului Județean Gorj și a avut un scor destul de bun, gorjenii având încredere în proiectele propuse de acesta. Pentru Iulian Popescu, dezvoltarea județului Gorj, dar și transformarea acestuia sunt punctele cele mai importante. Acesta susține că activitatea sa de până la 38 de ani se aseamănă cu merele care se coc, astfel că i-au trebuit 16 ani de antreprenoriat ca să se formeze, să schimbe de multe ori echipe, să formeze oameni pentru ca acum să poată să se uite spre el cu încredere și să poată spune că el este cel care poate să creeze proiecte mărețe pentru județ. Iulian Popescu consideră că intrarea sa în lumea politică la cei 38 de ani este momentul potrivit. Privește cu mare încredere în proiectele pe care vrea să le propună și susține că omul Iulian Popescu este o combinație interesantă între energia noii generații și determinarea de a lăsa o amprentă în acest județ cu experiența vechii generații, care înseamnă spirit de sacrificiu, determinare, putere de muncă și patriotism. Anca Bordușanu este candidatul Partidului Social Democrat Gorj la Camera Deputaților. Jurnalista este a 5-a pe listă la scrutinul programat în 6 decembrie. Unui om implicat îi stă cel mai bine printre oameni și se simte cel mai bine printre oameni. Vin dintre oameni și cunosc foarte bine specificul fiecarei localități din Gorj. În cariera de jurnalist m-am implicat în viața socială, iar acum o pot face din plin ca și consilier județean. Dar pot face mai mult pentru o Românie fără generații de sacrificiu. Privesc tot timpul spre viitor cu gândul de mai bine pentru copiii noștri, părinții noștri, bunicii noștri. Alege în prezent pentru viitor. Este mesajul transmis gorjenilor de Anca Bordușanu, candidatul Partidului Social Democrat Gorj la Camera Deputaților.
Gheorghe Caralicea, candidatul independent la Camera Deputaților, a fost prezent în mai multe localități din județ. Caralicea a discutat cu cetățenii despre proiectele pe care acesta vrea să le propună în Parlament. Țicleni, Peșteana și Bâlteni sunt localitățile în care președintele Partidului Gorjenilor a ajuns ieri. Caralicea le-a explicat oamenilor de ce dorește să acceadă în Camera Deputaților. În primul rând, candidatul își dorește scoaterea politicului din justiție. Totodată vrea să propună alinierea veniturilor la prețurile din piață, alinierea subvenției din agricultură la nivel european, eliminarea inechității din sistemul de pensii și restructurarea sistemului de sănătate după nevoile populației. Sistemul poate fi schimbat de oameni noi. Votați Gheorghe Caralicea, candidat independent. Buletin electoral. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă!